E mort, dar aproape. Ia uite, asta și ceasul. Dar aproape 8 ore. Bă, eu știam că ăsta leșină când vede fantome. Dar și când îl vede pe Craioveanu. Hai, mă, tăticule, hai. Hai, școală. Școală, că te-ai hodinit destul. Hai. Șeful, nu-i adevărat. Nu știu cine ăștia, cine-i intrat în casă. N-am făcut nicio petre. Lași că te găsește vracii. Ulei, șeful, spuneți-i că nu m-am trezit încă. Bă, la dracu, odată că te găsește boalele. Hai, scoală, că nu mai ai niciun șef. Am scăpat de trânsul. Lați-o, mărâți! Bani nărăcit! Adio slujbă la căldurii, adio salariu! Cine mai mă plătește? Nu l-a omorât nimeni, tăfălogule. A plecat singurel. A plecat el și... Da. Păi și petrecerea? I-am zis că e în cinstea lui și-a ghițit gogoșa. L-a ghițit pe gogo. Să-mi trag una. Cu dragul, mă, că-i vita elefantul. Mă, voi faceți mișto de mine? Cu l-a înghițit? Că e aceea. Cât... A, m-am prins, l-a înghițit și pormă l-a vomitat, că s-a... că l-a văzut. Era o expresie, Mărlane. Gogu n-a pățit nimic. Și atunci, de ce arată halul ăsta? Asta e răsplata, că am scos toate lucrurile rubete de sus. A. Ca să nu le găsească Craioveanu. Te-a prins, te-a bătut, ai? Ba nu, am sărit cu ele pe geam în piscină. Clar, n-ai încăput în ea, normal. Ba am încăput, suplule. Dar scosese o chitră, toată apa din ea. Chitră? Ce chitră, bă? E iarnă! E iarnă, nu mai face nimeni baie în piscină. Și ce, nu e bine să ai apă în rezervorul de la WC-ul fără să ți se învârte apometrele? Bă, dacă n-aș fi eu aici, v-ați duce pe apa sâmbetii toți. Mă, există apa sâmbetii, pupăză? N-ai băgat-o și pe aia rezervor? E, ce să spun? Ce e cel mai mare chestie? Mulțumim pentru ce ai atenția! Ce dracu odată și ziceți de ce a plecat șeful? S-a dus să caute alt administrator, nu? Ieșiți afară, că poate să toate și-l convidiu să mă primească înapoi. Și zic că am leșinat în cauza extenorii, că am pregătit petrecerea asta pentru el. I-am zis noi, Mărlane, stai liniștit. Da? Mersi, prieten, dar acum hai dați afară, că acum se întoarce. Nu se mai întoarce, că a plecat în vacanță în Egipt. A trecut pe aici doar să-și ia echipamentul de scufundări. Prostiști, mă. Păi ce facea cu echipamentul de scufundări în Egipt? Să scufunda în nisip unde e Sahara? A zis la mișto ca să văd dacă puneți botul și mai rămâneți în casă după ce pleacă el. Hai, Valea, că n-ai știu să-mi pierd eu slujba din cauza voastră. Hai să nu mai prindă pe aici, dispare. Ia uși, ce v-a zis? Dați-i drumul! Ho, ho, disperatule, că e doar soneria de la telefonul meu. Hola, boss. Si, si, vin acum, acum. Iepurii naibii. Fomista, a comandat iepuri. Vrea delicatese? E să vezi ce ușul e ăla? Când o afla cât îl costă, esme larga! Nu vrea, mă, niciun iepure. M-au trimis să le cumpăr prezervative. Că au terminat dita mai cutia. Auzi, chitră? Popăză, ia du-te tu și plătește lefurile la oameni, că te așteaptă în platou. Hai, mă duc, mă duc, nu-ți fă tu griji. Bă, dar să răpați banii ăla din două secunde. Nu e telefonul meu, acum chiar bate la ușă. Bă, crede ceva, ce-ai rămurit? Stai, bă, potolit, că nu e Craioveanu. Șeful! Ah! Să trăiți, domn Chestor! Să trăiți, domn Chestor! Ha! Ole! Poftiți! Bă, dar arăți bine, spui ăștia aia, nu de Spania. Ce bine te-ai cazat, Chiorete! Prezervativele, amore, de unde? De la fabrică? E coadă? Se poate că noi spanioli e muy caliente. Mm,
am văzut. Soldatul e deja la datorie. Serveste patria! Dar nu chiar ora, amore, că până nu avem protecțiunea nu se poate. E mui... Ok. Este mui riscant, am vrut să spun. Mai știu, răbdare, un pic, te rog frumos. Sună la Dobitoc să vedem când o vine. Nu răspunde, dar sigur vine până intră soldatul în transeu. Stai, cred că stai, păi și vrei să-l găsească în poziție de tragere, rușine, nu se face. Dar nu pui de-o mas. A, fii atent, eu propun să hablar despre ceva care omoară el pasion. Ok, vamos să hablar de sifilis, eu am... Păi și acum spui, mă, băiatule, e nebunit? Eu am un amigo ginecolog. Bă, dar doarme, nu glumă. Da, să trăiți. Păi când îl apucă, cade de-a picerele ca Vita în câmp. Zău? Da. Bine, chiar este atunci. Ne vedem la secție. La secție, să trăiți. Bun. Haideți regulă. Să vă conduc. Da. Bă, nu cumva e mort? Nu e, nu e să trăiți. Așa e el obosit. S-a născut obosit de la măsa. Bine, Chiorete, sănătate. Bun. Să trăiți, să trăiți. Aici, da? Și o iau prima la stânga. Prima da? La stânga. Mersi frumos. Să trăiți. Bă, dacă mai trece glonțul odată așa pe la urechi, o să fac o tită, Chiorete. Trezește-te, Nabi, că nu mai putem să mai stăm încă 8 ore după tine. Bă, dar șeful mai dat că nu le-a primit în casă. Iau rolanții de ăștia minoritari. Pa cine faci tu minoritar că te găsești de draci? Uidu-mă! Voi era și mă... Unde-i șeful? Nu era craioveanu, era șeful ăsta, chestorul. Păi da. Păi și pentru castorul ăsta primesc eu palme, mă? A? Că mă găsești de draci. Ia că pune-o piciorul în prag! Începând în clipa asta, vă faceți bagajele să vă mutați dracu dacit în casă. Ce? Mârlăne, tu ai nebunit? Ne dai pe noi afară, pe noi, prietenii tăi? Da, pupăză, dacă eu am treburea și nu-mi permis să mă țineți voi mai în palme sau leșinat. Clar? Hai, echiparea, că n-ai ce să rămân fără slujbă din cauza voastră. Dați-i drumul. Mărlare, dacă ne dai afară, oricum rămâi fără slujbă, că poți să-ți ia adio de la SketchUp, da? Da, exact. Așa. Da? Și eu nu te pun să plătești chiria pe toată perioada cât a stat aici, retroactiv. Mărlane, o chem pe mămica. Nu, retractez. Că mă întorc de la baie, sau nu mă mai găsesc aici, că mă găsește dracii. Dă-te-o! Stai, avem o oră la dispoziție. Mă mai încet, dă-ți-mi aia de sub. Ce mă te bandada asta aici? Ce-i hărmălaia asta aici? Ridicăm ancora, căci că fiindcă ne-a dat stăpânul casii afară. Cine, Gică? Nu Gică, Gâgă, adică Mârlanu. Mârlanu? Voi vreți să mă prostiți ca să plec din casă. Mă, băieți, când o să învățați voi că pe Betty n-o duce nimeni de nas, a? Care nas, că l-ai catarg? Ai zis ceva, Vandame? Catarg, catarg, catarg? Sigur o să găsim cazare mai ieftină, asta ziceam. Aha, succes. Mulțumim frumos. Chiar așa? Unde ne ducem? Cum unde ne ducem? La studiouri, ca de obicei. Nu! Nu, pentru că trebuie să dau, să dea ăia cu soluție, mă, că e dezinsecție. E dezinsecție împotriva lăcustelor, că a venit un nor african, nu va fi teamă la știri. Mai bine mergem la Poponeț, oricum nu i-am văzut casa. N-ați plicat, mă? Acum, bestie, așteaptă să facem bagajele și o să plecăm. Dar să știi, să știi că o să regreți amarnic că ne-ai gonit. Haideți. Hai, Bucuș. Marș. Amore, stai, amore. Amore, stai că am zis că vorbim despre boli. Nu putem doar să vorbim, trebuie să și controlăm. Amore, nu, nu, nu. Ideea asta cu bolile nu e bună, nu trebuie să găsim alta. Tata, știu. Cum vrei să-l cheme pe bebele nostru? Bebele nostru? Si, si, nuestro niño. Tu ești embarasada? A, nu, dar o să fiu un 2-3 minutos, dacă nu ai răbdare să vină la cu prezervativele. Ok. Soy cu minte. Felicitaciones. Ai reușit. Soldato e... puerto engropado. Gracias.
cancer copil conmigo? De unde ai fost stupido? La Polul Nord? Ai luat preservative con Santa Claus? N-am luat, jefe. Por qué? Porque n-am dinero, țin totul pe card. Nu m-ați învățat dumneavoastră să nu cheltuie. Chitra penală, că e restul. Bela, ai 2-3 euro? Da, am. Caută în geant. Aduci restul! De unde rămăsesem? Ah, la examenul ginecologico. Nu, nu. Greșit, darling. Rămăsesem la numele lui Bebe. Imediat! Oh, hai să aloc, colega! Wow! Salută! Ce-i cu voi aici? Aha! Ia uite, bă, nu ți-a rușine la obraz, bă, măgarule, să nu ne invii și pe noi, colegii, prietenii tăi, în cășcioara asta ta, să vedem cum te-ai așezat, cum te-ai orientat, să-ți aducești noi un cadou de casă nouă. Ce cadou? Vrei să dormi pe stradă? Ce cadou frumos ți-am luat, băi, poponez, mă, dar l-am lăsat la magazin, că nu ți-am știut măsura. Mamă, ce plasmă ai? Ai mâna, ai avut bani să-ți iei tu un pește de la tășticlă să-l pui pe ea? Nu, dar auzi? Dar ce-i cu sarsanalele astea? A, am luat hainele... costumele de la platou, le-am luat acasă ca să le curățăm. Asta, da. Să le curățăm ca să putem să arate bine că începem motonovela, de-aia. Comodă! Să trage? Da, normal. Dar de ce? Întrebam așa... La curiozitate... Bă, n-are filtru de cafea? Aoleu! Aoleu! Păi cum, mă? Păi și dacă-și cer musafirii? Pune-mi abii mâna și ia unul, tu vrei să te faci de rahat? Nici cuptor cu microunde n-are! E cancerigen! Ce țăran! Păi și ce dacă e cancerigen, mă, te îmbolnăvești tu? Se îmbolnăvesc aia care te pun să le dai de mâncare! Ha. Și mor și nu te mai vizitează și cu ocazia asta scap de cheltuiala cu tratația, nu fi fraier! Învață-mă să fii econom. Profită că ai lângă tine un maestru emerit, un Shaolin al chitroșii ăsta, al economisirii. Are centura neagră cu 179 de dani. Rar prinzi așa ceva pe pământ. Damelos! Păi nu le-am luat. Por qué? Por qué nu mi-ați spus ce aromă trebuie să aibă? Nu importa! Păi cum nu importa, jefe? Că poate să dea efecte adverse. Eu știu, poate alergică. Alergia? Păi sigur, la zmeură! Poate să facă șoc și să blochează gurița tocmai când... Ia cu lemon! Oh, le-o acritură de aia. Banana! Asta îngrașă, nu cred că o să fie foarte bucuroasă. Uvas! Struguri, păi ăștia balonează, o să arate ca o gravidă. Embarasada. Ia fără aroma! Păi, cu striații sau simple? Cu striații. De care, verticale sau orizontale? Verticale. Verticale? Oh, s-ar putea să nu simt nimic. Con orizontale, ombre. Ok, orizontale. Dese sau rare? Cele mai dese. Cele mai dese? Oh, păi s-ar putea să nu simțiți dumneavoastră nimic. Nu-i mai bine luăm cu buline? Ia combulinas. Ce culoare? Mov! Mov, ca să se sorteze cu ochii tăi, dacă nu mi-aduci 5 minute prezervativele, mă, băiat. Păi da, farmaciei tocmai la... Nu mă interesează, zboară! Bine. Dacă nu mă întorc în 5 minute. Lasă-mă la meci. Vieja, levante-se. Unde ți-e, bă, respectul față de mosafiri? Ți-e rușine. Ce? Păi m-a luat omul, ce e? S-a făcut târziu. E foarte târziu, mâine mă scol de vreme. Mă bucur foarte tare că ați trecut pe la mine. Și vă mai aștept așa. E posibil să vină și domnul Chestor în seara asta. Eu sună. Ce m-a spus? Domnul Chestor! Ce vrăjeală spartă are fraierul. Uite-te, mă, uite-te tu.
E orchestru, Violete! Ha! Ține-le pe loc acolo până ne pitim! Voi da drumul, dă-te moașta! Hai, domnul Chester! Două secunde, pentru că sunt puțin dezbrăcat! Bine, mă, aștept! Ce uite, bă, gata! Voi, dar ce vă ascundeți, mă? Din obișnuință! Gata! Poftiți! Să trăiți! Salut, poponețele, ce ai crezut că dacă l-am vizitat pe Chiorete, nu trec și pe la tine să te văd? E, cum? Da, nu, nici nu mă gândeam, nu. Mamă, băiele, cam bei? Nu, așa pun eu în mai multe pahare, ca să am senzația că nu sunt singur, că sunt cu prietenii, că altfel fac depresie, beau toată sticla. Auzi, bănuiesc că nu te deranjează dacă rămân la tine peste noapte, că n-am vrut să le mai cer bani de cazare la spaniol. Sunt și în criză și ne descurcăm și noi cum putem, ne ajutăm reciproc, știi? Da, nu prea am condiții, mă, nu! Hai, bă, știi pe mine așa pretențios? Nu, acolo, nu puneți acolo. E praf. E praf? Păi n-ai luat și tu o cârpă să cerci praful? Ce să zică oamenii ăștia, că suntem o nație de îngălați? Nu e praf, adică e descliat, dulapul. Și n-am... Nu, lăsați, că e de la veche, e tot așa de criză, de ce au avut, mi-au dat și... Și puneți-l acolo, că... Și aici. Acum nu mă apuc să-l repar, că vă deranjează pe dumneavoastră, vă dau... Cu ciocanul în cap, așa. Luați un loc, da. Nu. Am jucat și cărți singur, da. Să șeptic, să vede. Vandame! Vino până sus! N-auzi? E ordin! Pupăză! Chiorețel! Unde sunteți, mă? V-ați ascuns sus! Păi atunci să vă facă fata o vizită. Blues. Să-mi trag una și-ți dă bea la primul. Da, bă, e frumos la tine, să știi, chiar îmi place. Și, dar ce-i cu tine? Te văd cam îngândurat. Nu, nimic așa. Problemele astea de zi cu zi, știi cum e. Baia. Apropo, unde e baia? Aveți nevoie la baie? Păi, de ce crezi că te întreb? Crezi că mă interesează cadastrul tău? Sau nu spui că și baia e praf? Nu, baia e perfectă, știți cum e, vă rog, dar puteți să mergeți. Puteți să stați cât vreți, vă dau și o revistă cu dumneavoastră, dacă o să... Ce pământiză! Hai! Ce faci, bă? Fac un pic de ventilație din asta mecanică, ca să-mi dau cu drumul aerul condiționat, că consumă și știți cum e, criza acum. Da. Dar dumneavoastră... Așa, repede, de obicei, puteți să intrați în cartea recorduri, n-am pomenit pe nimeni. S-a dus, pac, și... Alarmă falsă, băi, poponețule. Prostata. Știi cum e vorba aia? Bătrânețe, haine grele, ca să faci pipi pe ele, dacă mai poți. Wow, dar ce profund sunteți! Te rog până aici. Ia să caut eu, băpăneț, Vladimiri. Vă și eu cum să face un cocktail adevărat. Ia, Vladimir, am găsit. Enter. Ce trebuie să facem pătrunerii Vladimiri? La lumânare e. Vladimiri. Te dai barbaniță, îl faci la lumânare, la... Ah!
greșeală la... Că nu dumneavoastră, n-am vrut să intru dumneavoastră. Am căutat cum să face un Vladimir. Un... Poftiți la loc în laptop, dacă tu mă scuzați de deranj. E chis. Intrați la loc, vă rog eu, că poate mai dorește și alții să se întâlnește cu dumneavoastră, că sunteți iubite ca... ca o... Doamna Mary? Da. A intrat. Chiorete, că răspunde dracu, chiar este asta din laptop. Ne-a fulfuit ferdeaua, ne-a fulfuit ușa de la baie. Răspunde dracu că ne-a fulfuit toată casa. Ei, aș, organul român e mult mai tare decât organul spaniol. Vă spun eu, ei stau foarte bine la tehnologie, dar spiritul, prin... Mă iertați. Da. Închideți-le, mă! A, de ce ne-a răspuns? Dacă te căutea de la secție. Eram urla, nu, șeful, și nu vreau să-mi răpească din timpul alocat discuției cu dumneavoastră. Da, 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 da. Aia de la secție mă sună pe alt telefon. Adică... Asta e, fuși răspunde. Asta, da. Băi, v-am zis să-l închideți! Da, tot sunam Orlanu, ce să fac? A, ce faci, mă? N-ai zis că e de la serviciu? Da, da, ăsta e ăla de zi. Dacă era vreo misiune, mă suna pe ăla de noapte. Adică... pe ăsta. Băi, popolețule, tu ai 3 telefoane? Da, să trăiți. Da. 4. Păi și ăla pentru ce mai e? Ăsta e telefonul pe care mă sună ca să-mi spună că sunt liber. V-am spus că la tehnologie ne bă la fund. Păi să fiu, oameni. Bă, răspundeți unul, vă rog eu. Păi ești nebun? Ăștia chiar au plecat ca să mă facă să-i cred. Măcar la un apel, că deja m-ai băgat la bănuieli. Răspund, șeful, dacă vreți să răspund, răspund, cum să nu. Da, băiete! Băiete? Vin după tine, ești mort! Hai că... poate de data asta iese ceva. Haideți, mergeți acum, repede! Repede acum să nu treacă, da! Haideți, haideți! Haideți, mă, ieși, 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 ieși! Băi! Nu, nu, nu! Chiorete! Bau! Și cu tine, mă, aici la ora asta? Am venit ca să mă asigur că șadeți în condiții decente, că un șef am pe care îl iubesc și îl respect. Păi normal că șadeți în condiții decente, dar tu de ce nu l-ai ținut, mă, la tine în vila aia mare, a? Ca și că fiindcă aia nu-i vila mea, vila aia mare, da? Bă, iubertat! Ce? Naștiți? Nu, iar îmi vine. Cred că mi-am zdruncinat vezica. Mă scuzați. Acum. Tu duceți, duceți. Aoleu. Aoleu. Hai, 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 hai. Bau. 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 Pupăză. Gugoașa. Să trăiți. Ce cu voi mai la ora asta? Ce să fie? M-a anunțat băieții că ați venit în localitate și am venit să vă văd. Da? Da. Bine arătați. Da, păi eu am trecut pe aici ca să-i aduc cina lui Poponesc, pentru că eu lucrez la catering. Da, uitați. Haideți. Ce e asta, mă? Două Eugenii? Păi da, că m-a sunat și mi-a spus că are musafir. Asta e, domnul Chisori. Criză, ce vorbeam noi mai devreme? Hai, și cu floricele. Hai, mă, Vladi, mă, Maricico, mai ești tu, mai du-te pe la alții, că te dă fanii pierdută. Du-te, mai... Da, șeful. Bună seara. Mi s-a blocat cartela? Da. Stai liniște că mâine dimineață, la prima oră, vă caut eu pucul. Acum? Înger, îngerașul meu,
ce mi te-a dat Dumnezeu. Eu sunt mic, am beriberi. Scapă-mă de Vladimir. Deci leșin că mă vezi, mârlane, a? Asta ca să nu o mai faci nasoală. Și de cum am intrat în apartament, mi-am dat drumul. V-a trădat prostata. V-a trădat prostata. Mi-a dat drumul la mecanismul de intuiție. Băi, capsec și la fler. Și am început să adulmec. Și adulmec. Și adulmec. Și brusc! Deschid ușa dulapului. Ce aveți, mă? Am crezut că o stricată dulapul pe dumneavoastră, v-am scris șubred. Lăsați-l așa. Vai ce ne-a speriat. Da. Bă, da, n-ai spus că o să-l repari oricum? Da. Mâine. Și unde rămăsesem? Ce spuneam? Nu știu, prea, șefule, că eu n-am fost atent la ce. Așa! Mersi, crede. Și brusc! Deschid și ușa cealaltă. Și ce credeți voi că am găsit în dulap? Uite ce zic eu. Uite așa o grămadă de droguri. Și așa am ajuns eu chestor, mă, băieți. Bravo, bravo. Ce e asta, Poponețule? E... Ce? Zi-mă tu că tu ești mai... de mult aici. Sfârșită, bă, porcule. E copia fidelă a lui Van Damme, șeful. Așa dă poliția spaniolă agenților câte o copie fidelă a urmăriților general. Aha. Care copie este făcută de latex. Din latex? Da, ca să-i recunoască mai ușor pe ne. Da, exact, din latex. Că acum e făcută de latex. Bine, înainte era făcută din lemn. Era ciopită cobarda și le dădea poliția spaniolă la agenții acasă. Da. Ăștia le lua acasă ca să obișnuiască cu urmăritul general. Să asigure când îl vede că l-a înhățat. Bine, aha, nu erau atenți, le lăsau pe îmbătătură, îl bătea ploaia, mă scuzați, mai făcea și când le-ai pișu pe el, și lemnul s-a tot umflat, și agentul, ce credeți că făcea? Nu. Aresta numai grași. Da. Și acum, în cauza asta, s-a renunțat la lemn și se face din lates. Mamă, ce prostie ai zis. Exact! Hmm? Da, și de acum ne antrenăm pe el. V-am spus că ăștia-ți dați dracul la tehnologie. Adică stați, mă, vreți să-mi spuneți că asta e o păpușă? Nu vrei, șefule, e păpuș. E păpuș, că e băiat. Dacă era fată, era păpușă. Exact ca alea de la Madame Trousseau. Da. Bă, extraordinar. Uda, ce greu e, ajută-mă, Popoleț. Da. E greu că e făcut cu simț de răspundere, la scară 1 la 1. Da. Asta, da, zic și eu, copie fidelă. Da. Bravo. Auzi, să nu spuneți care și sunet. Da. Cum să nu? Da, acum n-are bateriile scam consumate. Ia dați-vă, mă, la o parte. Să-i altoiesc eu câteva. Că dacă n-am apucat pe original, măcar să mă răzbun pe copie. Mama lui mi-a scos pereal în cap nenorocitul ăsta. Domn Chester, păi atunci noi vă lăsăm, Medi-a. Că bănuiesc că durează, că dacă căutați de mult, va fost și... De cala! Hai că nu pot să văd. Aoleu, ce tare e, mă! Aoleu, ce bucă! Stai un pic, mă duc și eu să iau o găleată de latex, să-l reparăm, pormă. Du-te, ia chiar două gălețe. Mâne nărăcitele, mă. Una alegria, una alegria. I-am zis că o să regrete că am plecat. Da, și-a regretat până a reșinat. Ionte! Mârlane, păi... Mârlane... Stai, nu mă peregăți, te rog! Ce-ai, mă, cu cine vorbești? Cu Vera, cu Vladimir. I-ai schimbat numele lui... Faceți-ai cruce în Vladimir? Mă, nu zici că îi se potrivește și ăsta? Nu faceți-ai cruce, nu te pete, e vorba de Vladimir, aia adevărată! Umblă pe ce și vrea să ne peregățească pe toți!
Bă, sigur ai văzut-o sau ai băut-o? Și cum arăta, mă? Cum să arăt? Așa, ca, ia, ca, ca o stafie, că umbla îmbrăcată cu o roche de-aia alba ei, așa, că eu eram plecat aici și m-am uitat în oglindă și am văzut că venea după scă. Hai, Bloody Mary! Ce prost! Deci continui cu jignirile începute la telefon, nu? Măi, Betty! Duceți-l sus la mine în dormitor! Că dacă vrea să vadă pe Bloody Mary, eu arăt eu! Hai sus! Ce-ai pățit, mă? Mai din cauza ta m-am maltratat, idiotule! A început! Bloody Mary, fugiți, mă! Sânge! Sânge-vă, doamne! Cool! M-am dus să-mi pun și-o văd că și-mi fac un Bloody Mary direct în gură! Nu că-s genial! Bă, eu știam că ăsta leșină când vede fantome, dar și când vede pe... Bă, eu știam că leșină când vede fantome, dar și când îl vede pe Craioveanu. Și nu pleci? Sau nu-ți vine să crezi că vine băi? Sau nu ți-a venit să crezi că tot bine ta? Bă, vreau să-l opresc, că s-a... Bă, eu știam că leșină când vede fantome, dar și când îl vede pe Craioveanu... I-a ieșit. Mai trebuia să fac ceva! Ce dracu mai aveam? Aveam frâna la mână trasă, el tot dădea să dar nu-l lăsau. Eu ce v-am zis, că o să râdă când își aduce aminte, păi da, e verificat. Bă, nici cuptor cu microunde n-are. E cancerigen. Ce țăran. Și ce mă, te îmbolnăvești tu? Se îmbolnăvesc ca aia care te pun să le dai de mâncare. Ce țăran, ce țăran. Mă iertați, da. Alo? Asta căuta, așa mă, căuta să-mi dea ceva nasul. Pupă-să! Chiorete, mă scuzați că vă spun! Da! Să și eu! Să și Pupă, să pară așa! De latex? De latex, bre! Că înainte făcea din lemn, îl cioplea și îl dădea acasă la om. Aha. Dar omul îl lăsa până în curte, până bătătură, pe goalea. Și... La agent, mă, nu la om. La agent. La agent. Și îl dădea acasă la agent ca să se obișnuiască cu urmărit, în general. Agentul lăsa în curte și ploua, s-o mai făcea câinele pe el. Se umfla că era din lemn, că mai zic că era din lemn. Și atunci ce se întâmplase? Arestor mai din aia grași. Și de aia a făcut din latex acum. Da. Și ăștia ce făcea agenții? Hați, aresta toți grașii. Și de-aia s-a renunțat la lemn și se face de latex. Aha.